escrocii din instituțiile statului își trag foloase, nu se mai tem de nimeni absolut. Și eu, dacă îmi permis, Daniela, o să enunț acum, probabil că mâine 1 mai, zi de odihnă, nu știu cum să fac, poate că mâine sau poimâine, după ce o să am o anumită pregătire, o să fac o declarație în privința unui mare funcționar de stat pe care am încercat ieri să-l opresc de la un abuz săvârșit împotriva fiului meu. Deci un abuz grav pe care l-a făcut. Eu nu știu, eu câteodată zic, băieții mei, bine, unul plecat din țara asta, odată le hamite de mână și-o plecat și da, celălalt insistă să rămână aici, să facă o afacere. Deci a fost un abuz cu totul idiot, la o situație cu totul idiotă, nu vreau acum să enunț lucrul ăsta. Și un popândac al acestei guvernări, un buric al acestei guvernări și-a permis să utilizeze funcția lui în raport cu fiul meu, să o utilizeze cu un abuz inimaginabil. Eu nu știu încă ce a fost asta, trebuie să clarific lucrul ăsta în timpul care mi-a rămas până să fac această declarație, să înțeleg dacă el s-ar fi comportat la fel cu orice cetățean. De la, vă spun, o situație banală, absolut, care nu are niciun suport, nici juridic, nici în niciun fel. Deci omul a vrut să-și arate rânza, a vrut să-și arate mușchiul lui. Eu îmi urmează să clarific dacă el a știut împotriva cui face acest abuz. Acum, în mod sigur știi, pentru că eu l-am căutat în anticameră, am sunat, am încercat să-l opresc de la săvârșirea acestui abuz. Sigur că n-a revenit și a săvârșit abuzul ăsta. A săvârșit acest abuz. Eu acum o să fac ce a încercat el să facă în raport cu fiul meu, dar spuneam că eu, dacă eram un bețevan, dacă eram un element degradat, fiii mei n-ar fi suportat atâtea cât suportă ei de la activitatea mea politică.